Administrația prezidențială transmite într-un răspuns pentru Euronews România că nu există o presiune cu privire la retragerea candidaturii pentru funcția de secretar general al NATO a președintelui Iohannis. Poziția apare după ce jurnaliștii de la Politico au scris că sunt presiuni pentru retragerea din cursa pentru șefia NATO a președintelui României. Între timp, ambasadorul american la NATO a declarat că nu toți aliații sunt dispuși să-l susțină pe Mark Rutte din țările de jos, singurul contracandidat practic al lui Iohannis la această funcție, iar negocierile vor continua până la finalul lunii iunie. Marius Vulpe are detalii. Bun găsit tuturor, din luna martie și până momentul de față, președintele țării noastre nu a reușit să obțină sprijinul decât al unei singure țări din totalul de 32 de state care compun în momentul de față Alianța Nord-Atlantică. Și acesta nu este un sprijin explicit, pentru că guvernul de la Budapesta, guvernul Ungariei, mai degrabă și-a anunțat lipsa de disponibilitate de a sprijini candidatura olandezului Mark Rutte, în timp ce Slovacia, un alt stat membru al Alianței Nord-Atlantice, este în continuare nehotărâtă. Ceilalți 29 de reprezentanți din această Alianță Nord-Atlantică și-au manifestat deja clar susținerea pentru reprezentantul guvernului de la Haga, iar în momentul de față există într-adevăr temeri că această situație ar putea trena până la summitul din luna iulie de la Washington și există temeri că ar putea să nu se mai poată decupla problema soluționării acestei candidaturi de situația candidaturilor la viitoarele posturi de conducere ale Uniunii Europene. Drept urmare, în momentul de față se fac speculații și pe căi diplomatice și pe căi politice dacă președintele Klaus Iohannis se va retrage în această perioadă sau nu. Singurul răspuns oficial din partea administrației prezidențiale este că nu au existat până în momentul de față presiuni pentru a se ajunge la acest demers de retragere a președintelui Klaus Iohannis din cursa pentru șefia, pentru postul de secretar general al NATO. Pe de altă parte, reprezentanta Statelor Unite la NATO, ambasadoarea Julian Smith, recunoaște că în momentul de față nu există o unanimitate, așa cum cere regulamentul pentru soluționarea acestei candidaturi. Susține însă că s-au înregistrat progrese importante și reiterează faptul că până la summitul din luna iulie este posibil să avem un deznodământ pentru această poziție atât de înaltă de la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Allies are continuing to discuss the two top candidates, the two only candidates that we have for the Secretary General. We continue to look at Mark Rutte and President Iohannis from Romania. I think, as is already well known, the momentum is strongly behind Mark Rutte, but not every ally is ready to sign off on Mark Rutte's candidacy, and so more discussions await us on that front.